În următoarea perioadă se vor executa o serie de lucrări de reparații curente sau întreținerea carosabilului cu covor asfaltic în următoarele zone din oraș, pe strada Maramureș, la intersecția cu strada Rudului până la intrarea elevilor din cadrul Colegiului Național Mihai Viteazu pe strada Baraoltului de la intersecția cu strada Eremia Grigorescu până la intersecția cu strada Ero Moldoveanu Marian, în sensul giratoriu din zona Bisericii Sfinții Împărați și în intersecția dintre strada Cosminele și Aleia Stănișoarei. Lucrări de reparații curente, întreținere, reparații locale cu plombe se fac pe mai multe străzi, printre ele șoseaua Vestului, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bulevardul Petrolului sau strada Malu Roșu. Lucrări se fac și pe șoseaua Nordului sau Bulevardul Republicii.